Bună ziua, dragilor! Ne revedem la ultimul episod din Minutul de Conștientizare pe tematica rolului social. Am anunțat la cei născuți în luna a noua, salvatorii de serviciu sunt aici, cei care cumva, nu doar salvatori, dar ei, rolul celor născuți în luna septembrie este acela ca acolo unde ei apar să aibă loc o transformare să vindece, să înțeleagă pe ceilalți, da? să îi transforme efectiv, să i upgradeze, am putea să spunem așa. Dacă, nu știu, apar în, într-un grup, atunci și toată lumea era tristă să i înveselească. Sau să, da? Adică, efectiv, undeva ceva trebuie să te transforme în persoanele respective în momentul în care tu, născut, de exemplu, în septembrie, apar în grup da? este văzut ca fiind așa mai, uh, uh, mai multă compasiune. Uh, la cei născuți în septembrie cumva mai miloși, mai hai, ajută-mă și pe mine, cumva să lasă pe ei tot timpul la urmă și caută un altruism așa pe care îl afișează, pentru că și rolul le cere de multe ori, da, și atunci ajung în tot felul de situații în care sunt, cum am zis, mama răniților a grupului, să zicem așa, salvatorii sau cei care cumva caută să facă să fie bine pentru toată lumea. Sunt văzut mai retrași, mai ciudăței într-o oarecare care formă, mai non-convenționale am putea să spunem, pentru că este și cea, adică le vine cumva să încheie ceva și să pregătească un nou început și chiar așa și rolul ăsta social a celor născuți în luna septembrie este de a încheia și de a duce la un următor nivel sau pentru a pregăti pentru un următor nivel lucrurile. Uh, mulți dintre ei din perspectiva asta socială chiar fac așa terapie cu ghilimele de rigoare cu persoanele care uh, interacționează, uh, bune ascultători, da dar ei tind așa să fie destul de retrași, pun foarte mult accentul pe inteligență și noi de la ei așteptăm să fie inteligenți și chiar sunt de cele mai multe ori, pun accentul pe studii, pe diplome, pe uh, da, ideea asta de IQ uh, și lucrurile care duc în a arăta că este un om inteligent. Și de cel, repede, de cele mai multe ori este, uh, mai depinde și într-adevăr și de predispoziția din perspectiva matriței, dar uh, Rolul social, cumva l a împins să fie foarte bun la învățătură sau să pun accentul pe învățătură sub diverse forme, să se adapteze la tot felul de medii, să se upgradeze constant. Practic, omul născut în luna septembrie nu e tot timpul la fel. Așa ar trebui, cel puțin. În latura negativă pot deveni egocentrici și cumva să se ducă în latura asta de insigurare și de pusnicie foarte mult. Și, nu, să înțelegeți voi cei care sunteți născuți în luna septembrie de ce. Sunteți văzuți ca fiind neînțelești de cele mai multe ori, mai ales dacă vibrația socială e diferită de vibrația interioară, cumva, chiar dacă în interior sunteți într-un fel anume de a fi, când vă duceți în exterior, va trebui să lucrați jocul, rolul ăsta, jocul până la urmă, da, uite dacă treiul este... Comediantul grupului, nou este uh, dramaturgu, da? Sunt cei care pot să facă din țânțar armăsar, să plângă din orice, uh, efectiv, dramaturgie, dramă, dramă, multă, multă dramă, da? Uh, El și cere cumva și știu să joace foarte bine și tragedii chiar pot să joace, da? Și să pară așa totul ca fiind uh, mult, mult exagerat și exacerbat. Cam asta a fost despre relațiile sau rolurile sociale, care bineînțeles vor duce la diverse relații. Relaționările cred că reiesc de aici, dar dacă sunt întrebări le aștept cu drag. Rămâne pentru următorul minut de conștientizare, clar aștept propuneri. De numerologie pot vorbi foarte mult, dar scopul acestui proiect nu este să vorbim doar despre numerologie, ci este de a vă ajuta pe voi să conștientizați. Eu am dăruit, acum aștept și de la voi să dăruiți întrebări, să veniți cu situații, să veniți cu uh, întrebări efectiv pentru a putea să vă vin în sprijin cât mai mult. Până atunci, spor la conștientizări, dragilor!